Bună ziua și bine ați venit sau revenit la un nou vlog. Am zis că să mă pun în fața măsuței de machiaj și să-mi fac un machiaj rapid și să stăm de povești, pentru că n-am mai făcut de foarte mult timp lucrul ăsta și să vă mai pun așa la curent cu ce am mai făcut noi zilele astea. Astăzi este vineri, by the way. Oh, doamne, cum mi-a arătat părul prinț așa? Super, dar măcar să nu îmi stea în față. Ziceam că astăzi este vineri și cel mai probabil de seară o să ieșim să mâncăm ceva și am zis că să mă machiez de pe acum, deși poate pare că e destul de întuneric la mine în cameră, este 12:41, sunt într-o mică pauză de la muncă și dacă tot n-am ce face, zic hai să vorbim un pic. Ziceam că la mine în cameră pare că e mereu întuneric pentru că stau cu draperiile trase, din cauza faptului că dacă e lumina foarte puternică și îmi bate dintr-o parte, nu mă mai văd bine aici, pentru că lumina pe care o am la măsuță nu e la fel de puternică ca lumina de afară și atunci mă văd mai bine dacă stau cu draperia trasă. Bun, cu ce să încep? Ne-am întors duminică din vacanță și luni direct la muncă. Duminică am stat ca niște legumițe pentru că nu eram în stare de nimic. Adi s-a simțit și un pic rău vreo 2-3 zile și n-am ieșit, n-am făcut absolut, dar absolut nimic. Și eu săptămâna asta am ieșit odată la magazin. Cred că doar odată. Și am mai ieșit odată la poartă ca să iau niște scrisori din cutia poștală și cam atât. În rest, nu am ieșit deloc toată săptămâna. Stăteam acum și mă gândeam dacă am mai ieșit, dar nu. Atât, doar până la magazin și atât. Deci, da, cam așa mi-a fost mie săptămâna și de asta nici nu am filmat, dar în momentul în care am ieșit atunci la magazin, am ieșit cu un scop, să vă povestesc. Deci eu în februarie, pe 16 februarie, de fapt, mai exact, mi-am luat o pereche de încălțări Converse, un model pe care mi-l doream de ceva timp. O să vă las pe aici poza ca să nu mai aduc perechea de încălțăminte de jos. Tot cu ei am fost și în vacanță. Acum, asta a fost prima mea pereche de Converse originale. Am mai avut așa replici, ca să zic așa, dintre acelea, ba de la Primark, ba, mă rog. Dar asta a fost prima pereche de Converse originale, eu fiind în general o fană mai mult de Vans. Știu că înainte era așa o rivalitate între Vans și Converse, nu cred că mai e cazul acum, dar așa, ca idee. Și știam că, la fel ca și Vans, Converse este o firmă de încălțăminte care face, de fapt, încălțăminte durabilă, le ții cu ani și nu pățesc nimic și, mă rog, la fel ca și în cazul Vans, pentru că de la Vans am niște perechi de încălțăminte, cred că de 4-5 ani și sunt la fel ca în prima zi. Bun, am fost în vacanță cu acele încălțări. Singurul mers mai extrem pe care le-am supus a fost urcatul pe munte, dar nu e ca și cum zici că m-am cățărat pe acolo cu chingi să mă cațăr pe munte sau așa, pur și simplu am mers pe o alee. Și în penultima zi de vacanță am observat că la călcâi, la unul dintre tenici, s-a dezlipit, știți care banda aia de jur împrejur albă, și practic banda aia la călcâi s-a dezlipit de talpă, cum ar veni, și se dezlipise destul de tare, pe o porțiune așa de vreo 2 cm și destul de adâncă, adică părea că e până sus. Și am zis, bă, nu e ok, mai ales că n-a trecut nici măcar o lună de când i-am luat și mai mult decât atât e totuși Converse, stă-ți cam un fir de păr pe față, așa, e totuși Converse și ai niște pretenții, mai ales când ai 80 de lire pe o pereche de încălțăminte. Problema era că bonul nu îl mai aveam și Adi mi-a zis că n-ar trebui să fie o problemă pentru că mi-amintise de situația unui prieten de-ai noștri care, mă rog, avea tot așa un produs pe care voia să îl ducă înapoi sau să-l schimbe și nu mai avea bonul, dar cei de la magazin i-au dat o copie a bonului. Și a putut, în baza acelei copii, să poată să își schimbe produsul. Nu era vorba despre același magazin, dar am sperat că totuși merge și aici. Magazinul despre care vorbesc eu este JD Sports. Și având în vedere că nu trecuse nici măcar
o lună de când luasem încălțămintea, am zis să îmi încerc norocul. M-am dus frumușel cu încălțămintea în pungă la magazin, le-am arătat despre ce este vorba. A venit managera, s-a uitat și mi-a zis că da, din păcate este o problemă comună cu acest model de Converse pe care l-am eu, că talpa aia groasă, nu știu cum influențează felul în care sunt acolo lipite materialele și că din păcate este un defect frecvent la acest model. Și mi-a zis că trebuie să caute în baza de date o copie a bonului ca să poate în baza lui să îmi facă, mă rog, eu le-am zis din start că nu vreau să-mi dea banii înapoi, ci vreau doar să-mi înlocuiască perechea, pentru că e un model care îmi place foarte mult și nu aș vrea să îmi iau banii înapoi ca să-mi iau altceva, pentru că v-am zis, îmi place modelul. M-a pus acolo să aștept vreo, nu știu, 5-10 minute cât s-a dus ea în spate să caute în sistem bonul și, din fericire, a venit cu copia bonului. Eu îi dădusem acolo, îi arătasem tranzacția. A, asta era singura mea dovadă, tranzacția din aplicația de la bancă. Și, din fericire, mi-a schimbat. Și mi-a dat și o copie a bonului și mi-a zis că dacă cumva se întâmplă iar, să mă întorc fără probleme, pentru că, na, e dreptul meu să vin să îi schimb. Asta așa, de reținut pentru cine stă în Marea Britanie și chiar vorbeam după aia cu Adi și cu ai mei despre treaba asta și îmi spuneau că dacă erai în România și n-aveai bon, nici nu se uitau la tine nici cu spatele. Ceea ce, da, cam așa e, că dacă nu ai bon, foarte, foarte, foarte greu poți să obții un retur sau un schimb al produsului în România și m-am bucurat, v-am zis, că am reușit să rezolv situația, pentru că, v-am zis, îmi părea foarte rău de ei să strici așa doar după o lună. Și vorbind despre produse care s-au stricat super repede, când eram în vacanță, peste drum de hotel acolo, noi aveam un magazin de suveniruri și, printre altele, aveau și o secțiune cu inele din inox. Acum, na, știu că inelele din inox nu sunt bijuterii prețioase sau așa, sunt, cum îmi place mie să le zic, jugudele, adică gablonțuri. Dar văzusem acolo un model de inel super, super drăguț și finuț. Era practic din două tije, ca să zic așa. Una simplă, metalică, și pe cealaltă tijă erau pietricele, mă rog, nu prețioase, că n-aveau cum să fie, niște pietricele strălucitoare. Și mi-a plăcut, l-am luat și asta se întâmpla undeva seara și până dimineața am văzut că îmi căzuseră trei pietricele. Și am rămas așa, zic, mă, dar cum naiba, așa repede, nici măcar 24 de ore n-au trecut de când am luat inelul. Aveam bonul. Zic, bine, hai să merg înapoi la magazin să le semnalez problema și să îmi dea banii înapoi sau să pot să-mi aleg alt model. Când am ajuns acolo, doamna nu părea foarte încântată de idee să-mi dea un alt inel. Mai era acolo o tipă mai tânără care spunea că are și același inel și că și ei i-au căzut pietrele și parcă, nu știu, spunea ca și cum e ceva normal și că ar trebui să accept situația, dar de ce să accept situația pe banii mei? Că nu mi se pare corect, n-a fost o sumă extraordinar de mare, dădusem 12 euro pe el sau ceva de genul, dar de ce să iau ceva de care nu mă pot folosi pentru că s-a stricat după nici 24 de ore? Și până la urmă, doamna aceea care cam strâmba din nas și nu prea-i convenea situația, mi-a dat ocazia să pot să schimb inelul și l-am luat pe acesta de aici. Nu pot să zic că este preferatul meu, dar din ce mai aveau pe acolo era cam cel mai drăguț și no, am zis ok, hai că le iau și văd că momentan n-a ruginit, nu nimic, ca teoretic n-ar trebui să ruginească că e oțel inoxidabil. Dar cam asta a fost treaba cu produsele defecte și cum am reușit să le schimb, dar am așa o vagă impresie că în Portugalia acolo, dacă nu mai aveam bonul, am așa o vagă impresie că nu mi l-ar mai fi schimbat, pentru că și așa cu bon, doamna respectivă, cam nu prea era încântată de idee, da, păi și fără bon, cred că salut și la revedere, nu cred că mai îmi schimba nimic. Revenind în prezent, noi nu avem mari planuri pentru weekendul ăsta, adică planul ar fi să ne odihnim, pentru că am avut așa o săptămână haotică, n-am apucat să ne odihnim ca lumea, nu știu, vreau pur și simplu să stau, să lâncezesc acolo pe canapea, eventual maxim să ieșim să ne plimbăm, poate printr-un parc prin apropiere și așa mai departe. Dar n-am chef de plimbări, de cine știe ce, nu am chef să mă văd cu nimeni, nu știu, nu vreau un weekend de refacere. Eventual, poate, mi-aș face
o reorganizare în parfumuri. Aș vrea să le iau, să le scot pe toate din dulap, să le șterg de praf, că n-am mai făcut de foarte mult timp treaba asta, și să mă uit printre cele mai vechi, să le iau la mirosit, să văd dacă mai sunt ok. Dacă mi-ați văzut clipul de Empties, v-am arătat acolo că aveam un parfum care, într-adevăr, era vechi în colecție la mine, dar care se stricase și vreau să mă asigur că nu am și alte parfumuri care să se fi stricat. Acum nu o să mă pun să testez parfumurile pe toate, că mi-ar lua o nasul razna, dar măcar pe astea mai vechi ca să văd, na, dacă nu s-au stricat, dacă nu... Ah, și un lucru voiam să vă mai arăt. Vă arătasem în vacanță că mi-am luat acest far de la Kiko. Glitter Shower, parcă se numea. Da, Glitter Shower, nuanța 02. Cam așa arată. Și l-am folosit doar o dată, dar vreau să vă zic că m-am îndrăgostit. Cam așa arată pe mână. Bine, nu știu cât lucește acum în lumina asta. Dar m-am îndrăgostit de el. De ce? V-am zis, l-am folosit doar o dată, dar m-am convins. Faza e că eu, în general, mă cam feream de farduri cu sclipici care să fie pudră, pentru că știam că trebuie o bază specială ca să nu-ți cadă de pe pleoape, să nu se întindă, să nu te faci de glitter pe toată fața. Dar, nu știu, m-a convins atunci în magazin să îl iau. Și l-am folosit pe pleoapa, dată cu concealer și setată cu pudră. Adică nu l-am aplicat pe nicio bază lipicioasă, pe nimic. Măi, și a stat acolo toate orele cât l-am purtat. Și pe timpul zilei mai dădeam așa cu degetul pe pleoapă ca să văd dacă nu cumva pică din particulele astea de sclipici. Mă, și nu, pe deget nu îmi rămânea nicio particulă de sclipici. Este foarte comparabil cu acest... Oh, ce murdarie! Stai să-l șterg un pic. Acest fard lichid de la Elf pe care vi l-am lăudat eu de nenumărate ori. Care v-am zis, este lichid și ca nuanță ele cam seamănă, adică sunt cam la fel. Dar ăsta pudră stă la fel de bine pe pleoape ca ăsta lichid. Deci eu n-am mai văzut așa ceva și să nu trebuiască nicio bază lipicioasă, nici măcar concealerul nesetat și așa mai departe, nu. Deci e super, super, super bun și mai aveau ei câteva nuanțe și mă gândeam că poate să mi le iau și pe celea, pentru că în ultima vreme cam bat așa înspre glitter. Da, stați că îmi caut... Aha, aici este... Îmi căutam paleta asta de la Huda, asta mică, pentru că vreau să mă machiez în nuanțe de rozaliu. Și aș vrea să încerc... De unde le-am pus ăsta? Nu, celălalt, cred. Stați așa, că nu-mi dau seama. Așa, ăsta. Vreau să încerc tot așa creionul de la Kiko pe care l-am luat. O să-l încerc pe ăsta un pic mai albăstriu. Nuanța este... Unde este? 08. Și... Pentru asta o să folosesc niște nuanțe mai rozalii din paleta asta de la Huda. Pentru că n-am apucat să le încerc. Eu de când m-am întors nu m-am machiat absolut deloc. Mă rog, nu că ar fi asta vreo problemă sau vreun capăt de țară. Dar mă refer că n-am avut ocazia să testez creioanele, să văd cum sunt. Paleta asta se numește, în cazul în care nu o știți, Huda Beauty Light Nude Obsessions și îmi place foarte, foarte mult. Chiar e o paletă bună, se blenduiesc foarte ușor culorile și am văzut că are mai multe variante de astea așa cu 9 farduri și am văzut o variantă cu un nude, nu cu nude, cu culori de astea maronii foarte, foarte faine și mă... bate gândul să o iau. Sunt curioasă cum o să se comporte eyelinerul ăsta pentru că aș vrea să-l dau așa pe la baza genelor și apoi să-l estompez un pic. Și sper să meargă să-l estompez ca lumea, să pară așa un pic smoky. Obișnuiam înainte când zic că mă refer la liceu și facultate, să mă machiez foarte mult cu nuanțe de roz pentru că mi se părea că îmi scot culoarea ochilor în evidență foarte tare. Ceea ce e și adevărat, că movul cu nuanțele de mov, de roz, se complimentează foarte bine cu verde. Dar de o vreme, parcă numai cu marouri mă machiez, sincer. În mai puțin de o lună este ziua mea. Luna viitoare fac 30 de ani, schimb prefixul și nu-mi vine să cred că am ajuns la acest punct în viață în care fac 30 de ani. Și, în general, schimbarea prefixului mi se pare așa o... vârstă destul de importantă, adică cumva cea de la 20 de ani predă ștafeta celei de la 30 de ani, după aia
la 40 de ani, eu așa văd împlinirea prefixelor, cumva ca o cursă de ștafetă, când predai ștafeta mai departe. Inițial ne gândeam să facem ceva pentru ziua mea, să mergem undeva, aveam niște opțiuni, ne gândeam să mergem ori la Paris, dar să mergem cu trenul de la Londra, ori în Elveția, că avem acolo o prietenă. Și ne-am mai tot gândit, dar până la urmă am zis că nu cred că am chef să plec pe nicăieri, din simplul fapt că de ziua mea, în general, nu este cald. Și dacă ar fi să plecăm undeva, am zis că mai bine plecăm de ziua lui Adi, în iunie. Și poate mergem, sau mă rog, în vară, nu să ai de ziua lui. Adică să lăsăm plecarea pentru cândva în vară, să mergem la mare, pentru că sufăr după o baie în mare și cum n-am apucat să facem asta în Madeira, așa că am anulat orice plan de plecat de ziua mea, dar să vedem, poate chem niște prieteni de ziua mea să-mi fac ziua, că nici asta nu mi-a mai făcut de ani de zile, nu știu încă, sunt indecisă, dar creionul ăsta un pic cam greu dă culoarea pe pleoape. Nici n-am mai folosit de mult creion pe pleoape, ce-i drept. Dar parcă un pic cam greu să mă descurc cu el. Și am impresia că nici nu o să se estompeze. Ia să vedem. Cât de cât. Nu sunt foarte încântată. Bate un vânt afară. Cred că vă las. Că nu pot să mă concentrez aici la ce am de făcut. Și mă enervez. Și o să vă arăt direct ce mi iese. Dacă mi iese ceva, deja nu presimt că nu prea îmi place. Pentru că mi se pare că creionul ăsta nu face ce mi-aș fi dorit eu să facă. Așa că ne vedem direct cu rezultatul. Nu-mi place ce mi-a ieșit. Pe lângă asta mi-am dat și cu pensula în ochi în timp ce încercam să-i stompez acolo creionul și a început să-mi lacrimeze ochii. Apoi m-am uitat așa mai bine la tenul meu și mi se pare că nici fundul de ten nu s-a așezat bine. Nu știu, ceva per total nu îmi place. Oricum, mi se întâmplă chestia asta des. Dacă e o perioadă așa de vreo câteva zile, o săptămână în care să nu mă machiez și după aia când mă machiez iar, nu-mi place ce iese, parcă zici că nu mai știu să mă machiez, dar pe lângă asta cred că e și problema că eu din vacanță m-am întors cu tenul super uscat și buzele la fel super, super uscate, tălpile, nu știu, poate apa de acolo a fost mai dură sau nu știu exact care e problema, dar pe buze, de exemplu, de când m-am întors, fac așa un combo în continuu dintre masca aia de la Laneige și cremă de gălbenele și mi-aplic în continuu pe buze și abia acum au început să cât de cât să-și mai revină, pentru că a fost ceva rău. Și cred că și tenul la fel, cu toate că, na, eu mă hidratez, mă dau cu creme și așa, dar cred că trebuie să-mi pun o mască. Mi-am și pregătit-o pe birou acolo la măsuță pentru diseară. Dar, na, asta este. Nu merg cine știe unde, eventual mergem diseară să mâncăm și cam aia e. Dar ce voiam eu să vă arăt. Mi-am adus aici o cutie de curmale. Eu niciodată nu am suportat curmalele, nu mi-au plăcut absolut deloc, niciodată nu mâncam, dar de curând am văzut pe TikTok, cred, sau pe Reels, nu mai știu exact, o idee de snack sănătos cu unt de arahide. Untul de arahide îmi place foarte mult și, practic, ce trebuie să faci este să desfaci curmalele. Stați să desfac aici și untul. Și să scoți sâmburul, dacă au sâmbur, astea parcă nu au, ba da, au. Le-am luat înainte de a pleca în vacanță și de atunci n-am mai făcut nimic cu ele. Așa, scoți sâmburele, de fapt, nu sâmburul, doamne, Andreea, și umpli așa cu unt de arahide și vă promit că este unul dintre cele mai bune snack-uri sănătoase pe care eu le-am mâncat. Și atât de simplu de făcut. Ai despicat curmala, ai umplut-o cu unt de arahide și e delicios. O să mai fac câteva pe o farfuriuță, dar după aia vreau să vorbesc cu voi mai întâi. Să vă arăt magnetul pe care l-am luat, pentru că vă vorbisem de el în Portugalia acolo, dar nu vi l-am mai arătat. Acesta este cu căsuțele astea ale lor tradiționale, mă scuzați că vorbesc cu gura plină. Și ne-am mai luat și un tirbușon cu Madeira. Deci, noi într-o seară ne-am luat o sticlă de vin în cameră
Și găsisem, adică vinul pe care l-am luat noi nu era dintre acela cu dop cu filet, ci cu dop clasic de plută. Și am zis, mă, noi niciodată când am stat la hotel, absolut niciodată, nu am avut tirbușon în cameră. Și am zis să cumpărăm unul și ce credeți? Când am ajuns în cameră, aveam tirbușon. Și aia e, am rămas cu el. Nu e ca și cum aveam nevoie, pentru că și acasă mai aveam încă vreo 5. Dar măcar scrie Madeira pe el și na, am rămas și cu tirbușon. Ca amintire, un lucru mai vreau să vă povestesc și după aia vă las, că vreau să mă duc să aspir prin casă ca să fie curat peste weekend, că în rest așa curățenie am mai făcut pe timpul săptămânii, dar de aspirat trebuie să aspir iar. Voiam să vă povestesc de un serial de care ne-am apucat chiar de duminică, din seara în care ne-am întors. Serialul se numește Your Honor. Și actorul principal este Bryan Cranston. Dacă ați văzut Breaking Bad, atunci vă este cunoscut actorul, pentru că este cel care îl juca pe Walter White și este unul dintre actorii mei preferați și de asta am și vrut să vedem serialul acesta, Your Honor, pe care în mod normal îl găsești pe Prime, pe Amazon Prime, doar că acolo pe Amazon Prime ne-a pus să ne facem cont pe Paramount, care este o altă platformă de streaming, cred că din America, adică sigur din America, dar ne-am făcut special cont și abonament pe acea platformă ca să vedem serialul. Este vorba despre un judecător al cărui fiu are un accident de mașină și omoară un alt băiat de vârsta lui, de 17 ani sau ceva de genul, despre care se descoperă mai târziu că este fiul capului mafiei din New Orleans, parcă acolo. Și de acolo pornește un șir de evenimente foarte intens. Deci serialul ăsta te trece prin toate stările, la modul cel mai serios. Te trece și prin stări de furie și prin stări de empatie, tristețe. Nu e un serial happy în niciun caz. Dar este foarte, foarte frumos și deja suntem la mijlocul sezonului 2, sunt 3 sezoane total din ce am văzut, dar sfârșitul sezonului 1 s-a terminat într-un fel în care nu ne-am așteptat nicio secundă să se termine. Noi aveam așa niște idei despre cum ar putea să se termine primul sezon, dar niciunul dintre noi nu a ghicit ce fel s-a terminat și ne-a lăsat cu gura mască. Nu, v-am zis, nu ne-am gândit nicio secundă, dar serialul în sine este excelent și este unul dintre cele mai bune seriale văzute în ultima vreme de mine. Am văzut că și pe IMDb are o notă destul de bună pentru un serial, 7,7 sau ceva de genul, ceea ce, din nou, pentru un serial pe IMDb este super, super bine, iar Bryan Cranston nu dezamăgește nici în acest serial, așa că vi-l recomand. Dacă aveți unde să îl vedeți, să vă uitați la el, pentru că, da, abia aștept să văd ce se mai întâmplă. V-am zis, mai avem puțin din sezonul 2, cam jumătate, și apoi începem și sezonul 3. Și după aia probabil o să anulăm și abonamentul de pe Paramount, că nu. Adică avem deja Netflix, avem Prime, nu ne mai trebuie și o a treia platformă. Și cam atât. Vă las momentan, mă duc să aspir și apoi mă întorc la muncă, că o să am un meeting într-o oră. Și până atunci vreau să îmi mai aranjez așa prin casă, să mai mănânc 2-3 curmale de-astea cu unt de arahide și cred că ne auzim când o să termin munca, pentru că până atunci mare lucru nu o să se mai întâmple. Era dor de torcinelul torcăcios. Ia uitați-l ce față are. Are și freză nouă. O să vă inserez, după ce vorbesc cu voi, o filmare de acum câteva zile, de când la Tuns a zis, să vedeți cât de cuminte stătea maimuțica mică la Tuns. Ce faci, mami? Ce faci, mami? Hai. Când n-are chef în brațe, vrea imediat să plece. Am fost să mâncăm, după cum ați putut vedea. Am fost la Nando's. Și dacă tot eram pe lângă TK Maxx, am zis să dăm o tură și pe acolo și am stat un pic mai mult decât am anticipat. Mersesem cu... Da, blu și ascute ghearele în băncuță, super.
Am fost cu gândul să iau șampon pentru că nu prea mai avem șampon și voiam să iau unul de la L'Oreal, dintr-o gamă pe care o au cei de la TK Maxx mai mereu. Și nu știu cum se face că de fiecare dată când mergeam în TK Maxx o vedeam acolo, acum că am fost special pentru ea, nu mai era. Dar am avut grijă să plec cu alte lucruri. Am luat în schimb un balsam de păr de la Goldwell. Mi-a atras atenția și știu că Goldwell este un brand profesional, mai ales pe vopsele de păr, dar sper totuși că și acest balsam să fie bun. Zice că este că regenerează părul și sunt curioasă cum miroase. Miroase bine, miroase așa parcă cocos, puțin vanilie și ceva floral. Chiar miroase bine. Nu cred că mă spăl azi pe cap, dar mâine mai mult ca sigur și să vedem. Are un litru, deci să mă țină mult și bine. Și acum v-am zis, sper să și fie bun că la un litru totuși. Bun, am mai luat așa o sare de baie. Noi folosim săruri de baie în jacuzzi și urmează să facem asta în câteva minute. Și am luat-o pe aceasta cu mango și kiwi, pe care am mai luat-o de mai multe ori. Este de la Salt Shack, nu știu ce brand e ăsta, dar miroase extrem, extrem de bine și are 1 kg și a fost 3 lire. Am uitat să vă zic că masca de păr a fost, balsamul de păr a fost 17 lire și da, asta e printre preferatele noastre. Și m-am oprit și pe la secțiunea de bijuterii și mi-am luat un lănțișor care mi s-a părut super, super drăguț. Aș vrea eu să-l scot de aici. Cum? De fapt, nu cred că trebuie să-l scot. Ideea e că el e așa, cu motive celeste, cu steluțe și cu semilune, doar că ele văd că este cumva pus invers, că practic fața lor, nu știu cum să vă arăt, ele au și pietricele. Hai să-l scot ca să îl și pun, să văd cum vine la gât. Bine, cred că l-am prins eu un pic cam scurt, dar merge un pic. A, nu, e ok. Cam așa. Bine, super, super drăguț, mi s-a părut și finuț, dar o să-mi-l dau jos acum pentru că eu oricum noaptea nu. A, nici măcar nu l-am prins, de fapt. Acum nu mai reușesc să-l dau jos. Mă ajuți un pic, te rog. Să-l desprinzi, că l-am prins prost. Da, îl prinsesem cumva prost, nu știu, nu intrase unde trebuia să intre. În fine, ziceam că o să îl dau jos pentru că nu suport să dorm cu lănțișoare. Le port doar ziua, dar noaptea nu-mi place să stau cu ele, dar oricum, e foarte, foarte, foarte drăguț și îmi place mult. Bun, așa cum ziceam, acum ne băgăm la o bălăceală. Și după aceea o să vreau să merg să fac duș, să mă demachez și să îmi pun o mască pe față hidratantă pentru că v-am zis de încă de azi tenul meu e ceva cu el, e foarte uscat, e și crema se pare că nu mai face față, așa că trebuie să bag o mască. You should know some things will hurt and you'll end up getting burned. I just hope. Azi, deși ieri ziceam că nu cred că ieșim pe nicăieri, am ieșit așa un pic, am venit în Birmingham la
parcul ăsta care ne place nouă foarte mult, fix lângă aeroport, de unde poți să vezi foarte bine avioane decolând, aterizând. Și numai bine că l-am prins pe cel de Emirate, cel foarte, foarte mare. Niciodată nu l-am prins de câte ori am venit aici. Dar noi înainte stăteam undeva destul de aproape în zonă, înainte să ne mutăm în casa noastră. Și le vedeam mereu de la geam, pentru că deja se pregăteau de aterizare și erau foarte aproape de noi. Și mă obișnuisem deja cu sunetele alea de avion, dar acum nu știu dacă și mai putea să mai stau în, așa, în forfăta asta constantă de băzăit de avioane. Dar din când în când mai venim așa să le privim de aici și am scos și trotinetele, pentru că mi-am adus aminte ieri așa foarte aleatoriu de ele, că le avem și nu le-am mai folosit de din vară, cred. De asta acum mă miram când le-a scos Adi din mașină, că sunt foarte, foarte murdare, trebuie să le curățăm, pentru că dacă au stat în camara afară, na, peste iarnă s-au prăfuit, s-au murdărit, dar le-am luat așa la ultură, nici măcar încărcate ca lumea nu sunt, pentru că unul din încărcătoarele noastre s-a stricat și trebuie să le încărcăm pe rând și n-am apucat să le încărcăm foarte mult. Dar am zis așa, să dăm o tură cu ele, să ne mai plimbăm așa un pic și după aia o să mergem acasă, că nici vremea nu este foarte, foarte ok, adică e destul de rece și nu o să stăm foarte mult pe trotinete, dar v-am zis, după aia mergem acasă și ne continuăm ziua de sâmbătă la liniște, la căldurică, că am niște mâini, cred că vedeți după mâini că sunt roșii și reci, deci da. Cam asta este treaba. Am ajuns și noi acasă între timp. S-a făcut ora 5:25 și după ce am ajuns cu mașina în fața casei, am zis hai să mai dăm și o tură așa prin cartier pe jos, pentru că mare sport nu am făcut azi dacă am fost cu trotinetele. Și apropo de trotinete, era să trag o trântă. Doamne! Deci, trotineta mea, nu știu dacă așa e la toate, dar trotineta mea, în momentul în care ții asta, accelerația apăsată timp de 3 sau 5 secunde la o viteză constantă, se dă pe pilot automat și tu practic poți să iei degetul de pe accelerație și a merge în continuare. Din cauza că era vânt, eu tot încercam să-mi pun gluga pe cap și de la vânt tot cădea și la un moment dat am luat mâna de pe ghidon fix în momentul în care s-a dat pe pilot automat și n-am mai putut să controlez trotineta, pentru că în mod normal când fac o treabă de asta, când iau mâna de pe ghidon, evident dacă ea nu-i pe pilot automat și iau mâna de pe accelerație, ea încetinește, dar de data asta ea s-a dus în continuare și n-am mai putut să controlez. Din panică am sărit de pe ea și tot se ducea și mă târâia și pe mine până am reușit să pun frână și am și tras un țipăt de zicea, adică zici că am fost o cioară. Dar m-am panicat destul de rău și partea bună e că m-am dus pe partea dreaptă a drumului, unde era, mă rog, gazon și noroi, pentru că pe stânga era un râu. Dacă mă duceam în râu, aia eram, pentru că era foarte aproape panta asta, așa, către râu și dacă cumva mă duceam spre stânga, era rău. Dar în 3 ani de zile de când avem trotinetele astea, nu mi s-a întâmplat așa ceva și, așa, ca un fun fact, în Marea Britanie, trotinetele nu sunt tocmai legale, aș putea să zic că sunt, de fapt, cam ilegale, pentru că undeva prin 1800 sau nu mai știu prin ce an, oricum, acum foarte mult timp, se dăduse o lege în ceea ce privește, mă rog, circulația pe stradă. Evident că atunci trotinete nu existau, dar din ce știu, acea lege cumva a fost formulată în așa fel încât în zilele noastre se aplică și la trotinete și cumva, prin prisma acelei legi, ele sunt ilegale. De asta noi circulăm cu ele doar prin parcuri, păduri și așa mai departe. Nu prea avem curaj să ieșim cu ele pe stradă, cu toate că este foarte multă lume care umblă cu ele pe stradă, dar am mai auzit de cazuri în care poliția te poate opri, să-ți dea și amendă, să-ți și confiște trotineta. Da, astăzi că mă întrerup să se adi și nu mai știu ce ziceam. Despre trotinete, oricum, în general, că nu sunt tocmai legale, dar știți care e șmecheria? Că dacă închiriezi trotinete de-astea în centru, că sunt o grămadă de firme de-astea, Bolt, de la Uber mai sunt trotinete, în fine, o grămadă, astea nu sunt ilegale. Cu ele ai voie să circuli, mă rog. Am înțeles că tot vor să schimbe legea asta să le permită, dar până atunci noi circulăm cu ele doar prin parcuri, așa cum am zis. Și ne-am oprit și la Lidl și asta voiam să vă arăt, de asta v-am adus aici. Nu avem nimic de cumpărat pentru că avem cam de toate, sincer, dar am zis hai să intrăm să vedem ce mai iau, ce mai e și știți cum e, intri să te uiți ce mai iau și pleci cu o pungă, ceea ce mi s-a întâmplat și nouă. Am luat în primul rând prune, nici nu știu cât au astea, un kil cred, ia să vedem, da, un kilogram. Am luat și niște struguri, așa, în două culori.
Apoi am luat acești cârnăciori care mie îmi plac foarte, foarte mult, cu carne de curcan, pui și porc și umplut și cu brânză, sunt preferații mei. Am mai luat așa niște portocale, vreau să mă pun să fac o citronadă ceva. Pere. Vedeți că n-am luat chiar numai prostii. Adică, în mare parte am luat cam chestii ok. Am luat cremă de asta de brânză cu verdețuri, care v-am zis că îmi place mie foarte mult și mi-aduce aminte de cea de la Almete. Am găsit șaturi de ghimbir de la Solevita. Nu le-am mai văzut până acum, mai aveau și cu turmeric și m-am uitat pe ingrediente și în afară de, deci zice în primul rând că sucul nu este din, sucul de fructe nu este din concentrat, deci este suc de fructe prin stoarcere și conține doar suc de mere, suc de ghimbir, suc de lămâie și acid ascorbic, care este vitamina C. Și am luat așa două. Noi, mai ales după ce ne-am întors din Norvegia, am răcit și în perioada aia am băut foarte multe șaturi de ghimbir și cumpărate și făcute în casă. Se face foarte ușor. Ideea e că na, noi încercam să facem la blender, dar e mai greu cu strecuratul, pentru că trebuie o sită foarte fină, că dacă am fi avut un storcător special de fructe, știu că ăla cumva separă pulpa foarte bine, dar na, ne-am descurcat și noi cum am putut. Apoi am luat niște banane, am mai luat niște lămâi, tot așa pentru citronada mea, am mai luat și niște, astea sunt ale lui Adi, iaurturi de astea cu gem de fructe, cu piersici și cu, nu, piersici și caise și căpșuni și eu, mie îmi plac mai mult astea alte, mai nesănătoase, ce să vedeți, așa, cu biluțe de astea, sunt dulci și sunt cu biluțe de astea de ciocolată. Și am mai luat și o sticlă de vin. Și dacă tot v-am adus aici, voiam să vă arăt mai de aproape lănțișorul pe care mi l-am luat ieri. Îmi place super, super mult cum vine. E foarte finuț. Cred că o să, data viitoare când îl pun, o să-l las un pic mai lărguț, poate. Și ce vreau să fac acum este să vă iau cu mine sus să fac curat prin cutiuțele, mă rog, casetuțele de bijuterii. Pentru că s-a făcut un mare tâmbălău acolo și din cauza asta nici nu vine să le mai deschid ca să mă uit ce bijuterii mai am să le mai port și port aceleași bijuterii în continuu și uite, acum am uitat să-mi pun și cercei. Sunt sigură că mai e și de aruncat de prin ele pentru că mai am așa câteva care știu că erau cam de pe Shein sau AliExpress și care sunt sigură că nu mai arată ok. Și da, cam asta e. La lănțișoare știu sigur că nu am nimic de aruncat pentru că acolo sunt toate ok, dar la cercei, brățări și chestii de astea sunt sigură că am câteva de aruncat, dar mai întâi mă pun să strâng toate astea aici și apoi mergem sus. Deci dacă vă zic aseară ce amețită am fost, vă filmasem masca asta ca și cum urma să o pun, ceea ce și aveam de gând, doar că fix după ce o filmasem m-am așezat aici la măsuță și fix în acel moment primisem un mesaj. Și m-am antrenat acolo în discuții prin mesaje și fără să-mi dau seama am început să-mi aplic rutina mea de skincare cu cremă, cu ser și ce mai aplic eu. Și după aia mi-am dat seama că eu am uitat de mască și n-am mai aplicat-o pentru că deja eram dată cu creme și cu toate cele. Dar sper ca în seara asta să nu mai uit. Și așa cum ziceam, am venit aici la măsuță ca să trecem prin cutia asta. Aici am majoritatea bijuteriilor. E ceva de bandat acolo și v-am zis, sunt niște bijuterii la care voi renunța pentru că sunt gablonturi, s-au făcut urâte și așa mai departe. Și mai am cutii, cutioare prin care vreau să trec prin toate, să văd ce și cum. Bine, asta cred că, asta parcă, da, asta e de la lănțișorul de ieri. Nu o să le arunc, o să le păstrez cutiuțele, dar na, vreau să le am pe toate la un loc ca să-mi fie mai ușor să le accesez. La lănțișoare vă spuneam că nu arunc nimic, eu le-am pe toate puse aici și sunt, adică sunt ok toate, nu au nimic, nu au niciun defect. Acesta este cu defect, săracul, e de argint, vedeți că e negru. Problema e că, în fine, la un moment dat folosisem eu o cremă cu acid salicilic foarte puternică, asta acum câțiva ani, și dormisem cu lănțișorul la gât și nu știu cum mi s-a atins de față și porțiunea asta de aici mai ales s-a înnegrit atât de tare încât n-am mai reușit să o scot cu nimic. Pandantivul îmi place foarte mult, pe ăsta îl primisem de la ai mei și el s-a înnegrit, dar pe el cred că pot să-l salvez, doar că n-am avut timp să mă ocup, este cu, așa, din argint, cu zodia mea. Bun, dar una peste alta, v-am zis, la lănțișoare e ok, nu renunț. Făcusem oricum curățenie la ele acum
câteva luni, nu mai știu, și de atunci au rămas exact cele pe care le porți. În fine, detalii. Am aici casetuța asta de bijuterii, care e mai mult de travel și am câteva chestiuțe prin ea. Broșe, de exemplu. Așa cum ziceam, mai am pasta aici, de unde deja am ochit câteva chestii pe care vreau să le arunc. Dar hai să trec prin cutiuțele astea mai... ăsta e setul de la iMay, dar cred că o să-l mut și pe el aici la un loc cu toate. Setul ăsta pe care l-am primit de Crăciun și am și lănțișorul care e acolo. Aici am ceva. Asta nici mai știu de la... asta a fost cadoul de 1 martie de la Adi, care a fost brățărica asta de aici, cu pietricele roșii, foarte, foarte drăguță. Așa, aici și aici aud ceva. Niște cer... ok, cercei să-i dau deoparte. Și asta parcă e goală, da. Ok, deci, astea pot să le dau deoparte. Trebuie să le găsesc un loc să le pun într-un dulap ceva. Aici, hai să vă dau mai jos ca să și vedeți sau cum să vă pun eu mai aproape. Bun, hai să încep aici, că aici e marea de bandadă. Stăteam și mă gândeam că aș face parcă și o cutie de bijuterii în care să pun bijuterii la care nu vreau să renunț, dar pe care nici nu le mai port. Uite, aici au curat de ceas. Și pe asta n-am mai purtat de mult, dar aș putea. Mai mult mai bărbătească, așa. Și mai am o curea de piele, dar cred că asta se potrivește, nu? Da, se potrivește și asta la altă. Cred că și ea se potrivește. Astea o să le pun la un loc cu celelalte curele de ceas pe care le am, deci nu mai are ce căuta aici. Aici am o rezervă de un nasture pe care trebuie să o pun la cutia de chestii de cusut. Aici am o brățară pe care mi-o luasem eu de pe Amazon, chipurile de argint. Uitați și voi. Și asta nu e că s-a negrit argintul, ci pur și simplu a ruginit. Și nu s-a făcut urâtă, deci pasta o să o arunc clar. Am aici niște cerceluși festivi. Cam așa. Pe care o să-i pun... Eu mai am o cutie. Unde era? Aici. Uite aici. În astea aș putea să pun bijuteriile pe care nu le-am mai folosesc. Dar sunt prăfuite rău de tot, pentru că nu prea umblu eu la cutiile astea și trebuie să le șterg un pic. Ok, în asta mică aș putea să pun bijuteriile la care nu pot să renunț, dar nici nu le mai port. Și aici o să pun în asta mare cerceluși festiv și vedeți că am aici cercei de ăștia mari. Eu nu prea mai port cercei mari, dar sunt foarte drăguți și nici nu vreau să renunț la ei. Uite și ăștia cu steluțe mi-au plăcut foarte mult. Ăștia nu știu de ce nu-i port, că ăștia sunt chiar mai... Adică sunt destul de finuți. Ăștia în formă de cireașă, super drăguți iarăși. Dar ăștia, în special ăștia așa, în formă de papagal, mi s-au părut atât de frumoși. Încă mi se par, dar sunt foarte grei pentru urechi. Ăștia iarăși mi-au plăcut super, super mult și îmi plac în continuare. Mi se par super eleganți. De la H&M i-am pe ăștia de acum mult timp. Și ăștia iarăși foarte drăguți. Majoritatea cerceilor mei, ăștia mari, în afară de, mă rog, cu câteva excepții, cum ar fi aia de la H&M sau ăștia steluțe pe care îi aveam de la Claire's, restul sunt așa, de pe Shein, de pe AliExpress. Da. Bun, cred că nu mai am treabă cu cutia asta, deci aș putea să o pun înapoi aici. Și aici o să pun, v-am zis, bijuteriile pe care nu le mai port, dar la care nici nu vreau să renunț, din motive de... că îmi sunt dragi sau că am așa un ca o valoare sentimentală. Ia uite, încă o broșă aici. E foarte veche broșa asta. Tot de la e-mail cred că o am, pentru că mai am încă una aici, dar din păcate a rămas fără un ochișor. Uitați. Da. Deci păstea, asta mai merge purtată pentru că nu s-a făcut, ba da, s-a făcut un pic amurățică. Dar o să o păstrez tot aici în cutiuța cu bijuterii cu valoare sentimentală. Cercei ăștia de pe Shein vin așa cumva dubios pe după ureche. Era interesant modelul, dar văd că s-au făcut urâți. Ce surpriză! Nu cred că am să mai comand bijuterii de pe Shein prea curând, pentru că, sau cred că niciodată, pentru că nu sunt ce trebuie, se strică imediat. Aici mai am o brățărică tot de argint, dar se rupsese, parcă, dar de ce n-am mai purtat eu brățărica asta? Trebuie să o iau să o, e de argint, trebuie să iau să o curăț, pentru că asta s-a negrit. Așa, mai am aici o brățară,
Ori suport eu vreodată brățara asta, o purtasem la un moment dat. Ea e de la Primark și o am de mulți ani și văd că a rezistat super bine, dar asta presupun că din cauza sau datorită faptului că n-am purtat-o foarte mult. E mai mult așa, oricum, foarte ochioasă e așa, îți atrage privirea pentru că e super lucitoare, dar hai că o las pentru evenimente, așa, poate o mai port. Aici am o brățară de la Ted Baker, de asta tenis, așa. Asta nu am prea mai purtat-o din cauza faptului că treaba asta aici nu prea ține. Se desface foarte ușor. Adică imediat mă trezeam cu ea. Da, hai să o port. Pe asta o primisem cadou într-un an, nu știu, acum vreo 2-3 ani de la e-mail de ziua mea. Nu mai țin minte dacă... Cred că trimiseseră bani și îi trimiseseră bani lui Adi și mi-a luat-o el sau nu mai țin minte exact. Sau mi-am ales-o, eu chiar nu mai țin minte. Sau asta parcă totuși ține aici. Oare asta era aia care nu ținea? Știu că aveam o brățară de genul, dar nu prea ținea chestia asta de aici. Mă rog, o să por și o să-mi dau eu seama dacă cumva despre asta era vorba. S-ar putea totuși asta pe care o am la mână să fie cea care nu ținea. În fine, așa, mai am aici o brățară Pandora care iarăși săraca și ea s-a înnegrit. Nu e ruginită asta, chiar nu e ruginită, e înnegrită pentru că știți cum se face argintul. Dar spre deosebire de asta de care vă spuneam, culoarea este alta. Adică îți dai seama când o bijuterie ruginește sau când se înnegrește și trebuie să mă ocup. Aici am o ustensilă de asta de scos zale de la curele de genul, care cred că a și venit împreună cu cureaua asta, deci o să o dau de aici, că nu are ce căuta aici. Aici am un săculeț de bijuterii, care cred că este gol. Sau nu? Are niște cerceluși? Ah, ok, sunt cerceluși de ăștia mini hoops de argint și ei, dar și ei s-au făcut urței. Să mă gândesc cum să fac, că am mai multe perechi de cerceluși de ăștia. Adică îi las deocamdată deoparte și văd după aia dacă îi las în săculeț sau dacă îi pun în altă parte. Aici am un ceas de la Seconda, foarte mult îmi place ceasul ăsta, îl primisem de la Adi acum vreo 5 ani, nici nu mai merge săracul, trebuie să-i schimb bateriile, dar îmi place super mult culoarea lui. Dar pentru că am început să port ceas smart, n-am mai purtat ceasuri normale. Apoi am aici o chestie care a fost brățară la un moment dat și s-a încurcat așa, dar și mai purtam ca choker. O mai puneam și la gât. Nu o să o arunc, pentru că la fel și asta a fost cu mine. O am de foarte mult timp, cred că din liceu. Și am așa amintiri cu ea, deci de asta nu o să mă despart. La fel și această brățară. Așa, pe același principiu, doar că altfel de pietre. Pe asta nu mai țin minte dacă o primisem de la verișoara mea sau... De fapt, cred că de la ea o primisem, dar la fel, și asta are valoare sentimentală și o păstrez și pe ea. Aici mai am o brățară primită de la o prietenă, care îmi place super mult, are așa niște detalii foarte faine. Ea cred că e din oțel, inoxidabil, dar ideea e că mă cam strânge la mână. Adică ea așa nu pare că... m-ar strânge neapărat, dar se simte un pic incomod de când m-am mai îngrășat și eu cu totul, că pasta o am de mulți ani, dar la fel o păstrez și pe ea. Mai am aici o brățară de la TK Maxx. S-a făcut super urât, asta nu era de argint sau ceva, dar na. O să o arunc și pe ea. Aici mai am o brățară pe care am primit-o de la mama lui Adi, doar că s-a rupt și trebuie să o repar. Deci nu o arunc. Mai am un nasture care se duce lângă celălalt nasture. Aici am o brățară de picior pe care o luasem de la Accessorize când am fost în Spania astă vară, dar a ruginit. Asta a ruginit la propriu, adică e roșiatică pe aici, pe undeva și nu mai merge. Mai am aici o brățară foarte, foarte frumoasă care la fel s-a rupt și trebuie reparată. O primisem de la Adi pasta. Mai am aici o brățară foarte, foarte simpatică, tot cu valoare sentimentală. Dar s-a făcut urățică și nu mai pot să o port nici pe ea. Cred că și ceasul o să-l pun tot aici, în trebușoara asta, la valoare sentimentală. Bun. Acum, la cercei
A, ăștia s-au făcut varză. Bine, de fapt, unul dintre ei s-a făcut varză, deci asta era o pereche, stați așa. Cred că de pe șei noi luasem. Și uitați, ăsta a fost purtat. Și a ajuns de la așa, a ajuns așa. Pe ăsta o să-l arunc. Și pe ăsta cred că-l mai... Da, nu, că și ăsta a început să se strice, deci ok. Merge să îl dau deoparte. Apoi mai am aceste albinuțe care mi-au plăcut super mult, dar văd că una dintre ele, adică asta ziceam că a început să se facă urțică, deci o arunc perechea cu totul. Apoi, aici mai am niște cercei de ăștia hups. Vedeți? Și ăștia pleacă. Și ăștia pleacă. O să vă fac oricum inventarul la final să vă arăt la câte renunț. Inventarul. Asta se duce la gunoi. Sunt numai bijuterii care nu mai arată bine, care sunt ruginite pe aici pe acolo. Majoritatea, în afară de câteva, de exemplu asta trebuia să fie de argint. Asta de la Ted Baker, țin minte și acum. Ted Baker, teoretic, fac bijuterii ok, adică cel puțin așa se zice. Și luasem brățara asta, cred că am dat vreo 50 de lire pe ea. Și după câteva luni, nu știu dacă vedeți, a început să se facă așa. Stați cum să vă arăt eu. Vedeți? A început să ruginească, să se facă varză. Varză. Și am mai tot auzit în ultima vreme povești similare referitoare la bijuteriile de la Swarovski. Chiar văzusem zilele trecute o tipă pe Stories care arăta niște bijuterii de la Swarovski luate din magazin pe care dăduse câteva sute de euro bune. Nu știu, avea parcă un lănțișor sau o brățară pe care zicea că a dat vreo 200 și ceva de euro și doar după câteva luni de purtat se făcuseră ceva de genul. Și acum nici nu știi de unde să-ți mai iei bijuterii, sincer, pentru că și eu eram, pardon, stați că astea nu se duc la gunoi, ăștia sunt nasturii. Și eu eram tentată să-mi iau ceva de la Swarovski, dar sincer am tot văzut în ultima vreme tot felul de probleme cu bijuteriile lor și parcă nu mai am curaj. Spuneți-mi și voi în comentarii dacă ați avut vreodată bijuterii de la Swarovski și ce experiență ați avut. Bun, aici, în casetuța asta mică, mi-au rămas doar broșele și plănuiesc să mai adaug. Broșe de pe Shein chiar am de gând să mai cumpăr, bijuterii nu, dar broșe da, pentru că astea oricum, na, nu pot să zic că sunt atât de predispuse la stricat cum sunt bijuteriile pe care le mai uzi, te speli pe mâini dacă e un inel și așa mai departe și așa că, na, la broșe chiar vreau să mai cumpăr. Și astea sunt bijuteriile care mi-au mai rămas. Aici am cercei, câteva inele, setul de la ai mei, alte câteva inele. Tot ce vedeți negru pe aici, cum ar fi acești cerceluși, ăștia sunt foarte vechi, deci îi am de prin... Cred că mi-i cumpărase bunica mea cadou de Sfântul Andrei când eram prin clasa a șaptea, adică prin 2007, cred. Deci au trecut cât, nici nu știu să mai calculez câți ani au trecut de atunci. Foarte frumoși de altfel, dar la fel partea asta de aici de argint s-a negrit și o să vreau să remediez situația și ăștia, banchetul de clasa 8-a, deci un an mai târziu față de ăștia. Ăștia aveau și un pandantiv care nu știu pe unde a ajuns, sincer. Sper să fie pe acasă, pe la ai mei, sper să nu-l fi pierdut. Mai am și cercelușii ăștia pe care îi primisem de la ai mei, care tot așa s-au înnegrit pe aici. Asta e cred că chihlimbar sau nu prea mă pricep, dar oricum. Iarăși, cercelușii ăștia cu opal de aici s-au înnegrit un pic. Asta se întâmplă la argint în general când nu îl porți. Pentru că dacă îl porți, el se freacă cumva și e mereu lucios, ca să zic așa. Dar, na, dacă nu le porți, se înnegresc. Iar aici mi-au mai rămas cele câteva brățări, câteva dintre ele care trebuie reparate sau albite. Și aici este cutia cu bijuteriile acelea despre care vă spuneam că îmi sunt dragi. Nu mai merg purtate, musai sau nu le mai port din varie motive, dar nici nu pot să renunț la ele, așa că le păstrez aici. Numai ce am auzit acum că a început să plouă torențial afară. Mă gândeam sincer să țin vlogul ăsta și mâine, dar cred că
e și așa destul de lung, așa că o să-l închei aici. Și mâine, în funcție de cheful pe care îl am, probabil că o să încep altul și o să facem împreună și curățenia la parfumuri, de care v-am vorbit ieri, dar n-am mai avut, adică ieri n-am avut când, azi n-am avut când și acum oricum nici n-am chef la ora asta. Nu e foarte târziu, dar efectiv nu mai am chef. E 6, dar v-am zis, nu mai am chef, așa că o lăsăm pentru vlogul viitor. Să vedem dacă tot în vlogul viitor mă pun să-mi aplic acele pietricele pe care le luasem de pe Shein și de care vă spuneam că vreau să le aplic așa pe haine. Încă n-am nicio idee, am căutat pe Pinterest ceva inspirație, dar n-am găsit ceva care să-mi placă. Pentru că, v-am zis, eu am cumpărat toate pietricelele alea și ragurile de mărgeluțe și ce mai erau de aplicat pe haine, pe tricouri, dar n-am nici măcar o idee despre cum aș vrea să le pun. Rămâne de văzut în orice caz. Vedem dacă în vlogul viitor sau dacă în vlogul de după, oricum. Cam asta ar fi pentru moment. Vă las. Sper că nu v-am plictisit foarte mult. Îmi dau seama că a fost un vlog foarte vorbăreț de stat la taclale, dar de obicei se întâmplă așa după o perioadă de asta în care n-am mai filmat și sau că am fost în vacanță și simt așa nevoia să stau să vorbesc cu voi, să vă pun la curent cu ce s-a mai întâmplat și da, poate vlogurile viitoare vor fi ceva mai active. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare și nu uitați că ne revedem în vlogul următor. Pa, pa!